cred că tema 1 n-ați uitat, nu? Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, îți mulțumesc pentru timpul în care eu am uitat de tine și tu n-ai uitat de mine. E a doua rugăciune după rugăciuneți. Și spunea așa Părintele Cleopa: cine duce un suflet la biserică, l-a spovedit și l-a împărtășit și a acoperit mulțime de păcate. Cine îndreaptă un păcătos la credință și a acoperit mulțime de păcate. Aveți în continuare până la sfârșitul postului șansa, pe lângă Euharistia ce vine în Joia Mare, când Domnul face cina cea sfântă, toți să câștigați un suflet și să-l aduceți lui Dumnezeu. Că atunci ați adus cel mai mare dar. Bucurie să face în cer pentru păcătoșii care se pocăiesc. Dar cerul trebuie înțeles în lucruri dumnezeiești și nu pământești. În cer nu ne batem de la locul nostru. Îi spuneam eu odată cuiva, era un conflict foarte crunt. Și a zis: părinte, ce părere aveți? Am cea mai mare părere. Dacă eu aș fi Dumnezeu, aș face un singur lucru. Sincer, mie nu mi-ar conveni să mi se întâmple, dar mi l-aș face și mie dacă aș fi Dumnezeu. Să pui doi dușmani față în față în rai și altă pedeapsă să nu le dai. Zilnic tu să-ți săruți dușmanul și să-i spui te iubesc și el să fie obligat să te sărute pe tine ca dușmana lui și să spună că te iubesc. Ăla ar fi apogeul dragostei divine prin care Dumnezeu ar curăți ura de pe pământ. Deci țineți minte tema pentru acasă. Să-ți săruți forțat dușmanul tău în silă, în ciudă că nu-l suporți și să-i spui că te iubesc. Și el să te sărute pe tine și să spună că te iubește. Crapă dracu pe loc, spunea Părintele Cleopa, cine spune primul iartă-mă, a luat cununa muceniciei. Părintele Paisio Laru așa spunea: cel ce rabdă pe cel ce-i face rău și se roagă pentru el și îl poate ierta, e mai mare decât tinerii care au stat în cuptorul de focul Vavilonului.